cum, mie mi s-a părut un joc, unul jocurile mai consistente, Mihai. Ale Craiovei. Ale Craiovei, da, ieri. Da, bine, și Petrolul a jucat. Stai să ne înțelegem. Da, da. A fost meci foarte porțiuni, de la 2-0. Pe porțiuni. Da, da. Pe porțiuni. Probabil că Petrolul a născut după golul lui Huja, zic eu. Da, ultima minută. Până atunci, în schimb, cam inconsistentă prestația Petrolului. Trebuie să fim corecți. Dar după golul lui Huja, entuziasm. Și uite și la Petrolul, vezi, gol de, al doilea al Petrolului este un gol de execuție tot a unui jucător talentat. Gicu Grozav, da. Nu? Gicu Grozav. Exact. Da, Craiova din nou are 2-0 și e întoarsă. 2-2. Probleme din punct de vedere al mentalității aici. Noi la Petrolul, băi, n-am înțeles ieri. Noi care avem una dintre cele mai bune apărări din țară, am pierdut ieri pe niște greșeli incredibile de poziționare, în primul rând. Păi golurile de marcaj, lipsă de marcaj, lipsă de dublaj, lipsă de interpretare a fazei. De golul 3, al doilea gol al lui Bayram, faza făcută de aia. Păi s-apărau nu știu câți la Marković și altul singur în partea altă. Și cei trei din față care au jucat le-au făcut viața puțin mai grea. Așa este. Da. Nu Kivilon, că i-a întors Mitriță cu viteza lui pe cei de la Petrolul. Dacă aveau dublaj... Ce, vreți să jucați în 20? Păi, da, noi oricum jucam cu 5 fundași pe linia de fund. Ieri Craiova a făcut un meci foarte bun pe faza de atac. Putea să vă apărați și cu vreo 7. Pentru că le-au ieșit aproape toate lucrurile. Voi ați avut meciul puțin... În momentul 45 și 46 care dați gol după gol și faceți 2-2 și continuați în aceeași stare de joc cum ați început. Adică nici atunci n-ați putut să vă echilibrați, să se apere mai bine. Ce s-a întâmplat pe lipsa lui Bancu, Huja a fost trecut mai înspre stânga, mai înspre Tușă. Dacă era Bancu ăsta, Țicu, dacă era Țicu, atunci Huja era mult mai spre centru și atunci se puteau cei trei fundași centrali, Huja cu Bart Myers și cu Pap, să dubleze mai bine. Așa au fost depărtați, au fost foarte departe unii de alții. Ne întoarcem puțin în timp. Dacă cei trei jucau ca acum 4 meciuri, îi bătea vreodată pe Petrolul? Niciodată. Au prins o zi de excepție. Eu mă bucur pentru că joacă așa, pentru că tot sunt tineri și au calitate și sper ca de la fiecare meci de acum încolo să joace la fel. Poate și presiunea care a fost pusă pe ei din ultima vreme, pe Craiova și pe Mitriță inclusiv. Mihai, fără presiune, cum ajungi la nivelul respectiv? Te vii și joci la echipa națională la sub 21 și ce, joci fără presiune? Atunci ce faci? Nu mai ajungem acolo? Sub presiune să văd jucătorii adevărați. Cum ar trebui să joace? Și Mitriță și atitudinea lui Mitriță de ieri. Atitudinea lui Mitriță de ieri este de jucător mare. Messi de România, cum i-a zis Rotaru. De jucător mare. Messi, Mitriță, Messi de România. Inclusiv Rotaru l-a certat pe Mitriță acum câteva etape. Exact, asta spune. Dar ieri atitudinea lui Mitriță dă tot ce înseamnă fotbal și în atac. Eu am fost la meci, adică, să vezi cum stă, când era mingea în altă parte, Mitriță stătea cu gura pe jucători. A fost și capitan de echipă. A avut atitudine. Da. Băi, din prima reprezi mi-am zis, bă, frate, era potou și pentru Craiova. Dacă pierdea și meciul ăsta cu Petrolul, cam asta era toată povestea pentru sezonul ăsta. Bogdan Bălănescu, la emisiune marți aici, mi-a spus că la 1-1 Mihai Rotaru înroșea telefonul să caute antrenor. Cu voluntariu, vă răsc. Mă rog, ai văzut. Rotaru spune altceva. Acum, da, sunt informațiile lui Bogdan Bălănescu. Bun, mi-a plăcut, nu știu dacă ați fost atenți, mi-a plăcut una lui Rotaru, nu știu dacă ați fost atenți. Zice Rotaru așa, zic eu, aveți șanse la titlu? Nu, că nu vreau să vorbesc, că vreau să luăm fiecare meci, că nu știu ce, că nu știu cum. Fii atent. Și după aia zice două chestii Rotaru, da? Zice așa odată, pe logică, da? FCSB nu ia titlu. Păi de ce? Că de aia. Ok. Și după aia, după câteva minute sau înainte, zice obiectivul nostru este să fim peste CFR și Rapid. Da. Deci pe logică, dacă FCSB nu ia titlu, da, și obiectivul nostru este să fim peste CFR și Rapid, atunci obiectivul e titlu. Da?